Polițiștii din Timișoara caută un cetățean afgan suspect de crimă. Chemați de un trecător prin numărul unic de urgență, agenții care au ajuns la locul indicat au găsit acolo un bărbat mort într-o baltă de sânge, iar lângă el abandonate un cuțit și o rangă. Din primele informații, cel găsit mort e tot un migrant care ar fi fost ucis de un conațional. Vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Tragedia a avut loc într-un cartier din Timișoara, iar alarma la 112 a fost dată de un trecător. Când forțele de intervenție au ajuns la fața locului, au găsit un bărbat într-o baltă de sânge. Se pare că vorbim de un cetățean străin în vârstă de aproximativ 30 de ani. Polițiștii au sosit într-un suflet la fața locului, au împânzit întreaga zonă și au pornit în căutarea asasinilor, pentru că este foarte posibil să vorbim de mai multe persoane care ar fi fost implicate. La locul crimei a fost găsit și cuțitul cu care victima, un cetățean afgan, a fost înjunghiată, dar și o rangă cu urme de sânge. Da, colegii, hai aici la asta! Poarta deschisă! Am văzut cum polițiștii au luat doi emigranți și au băgat în mașina de poliție. Am auzit, cum îi spune ea, sunetul de la mașina de poliție. O primă ipoteză luată în calcul este o răfuială între migranți. Polițiștii încearcă acum să dea de urma ucigașului și au reținut alții doi cetățeni străini suspecți în acest caz.